Capitolul 14. Câțiva din bătrânii lui Israel au venit la mine și au șezut înaintea mea. Și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: Fiul omului, oamenii aceștia își poartă idoli în inimă și își pironesc privirile spre ceea ce i-a făcut să cadă nelegiuire. Să mă las eu să fiu întrebat de ei? De aceea vorbește-le și spune-le: Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Orice om din casa lui Israel care își poartă idoli în inimă și care își pironește privirile spre ceea ce l-a făcut să cadă nelegiuirea lui, dacă va veni să vorbească prorocului, eu, Domnul, îi voi răspunde în ciuda mulțimei idolilor lui, ca să prind în chiar inima lor pe aceia din casa lui Israel care s-au depărtat de mine din pricina tuturor idolilor. De aceea spune casei lui Israel: Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Întoarceți-vă și abateți-vă de la idolii voștri, întoarceți-vă privirile de la toate urăciunile voastre. Căci orice om din casa lui Israel sau din străinii care locuiesc pentru o vreme în Israel, care s-a depărtat de mine, care își poartă idolii în inima lui și nu își ia privirile de la ceea ce l-a făcut să cadă nelegiuirea lui, dacă va veni să vorbească unui proroc ca să mă întrebe prin el, eu, Domnul, prin mine însumi îi voi răspunde. Îmi voi întoarce fața împotriva omului acestuia, îl voi face un semn și de pomină și îl voi nimici cu desăvârșire din mijlocul poporului meu și veți ști că eu sunt Domnul. Dacă prorocul se va lăsa amăgit să rostească un cuvânt, eu, Domnul, am amăgit pe prorocul acela. Îmi voi întinde mâna împotriva lui și îl voi nimici din mijlocul poporului meu, Israel. Își vor purta astfel păcatul lor și pedeapsa prorocului va fi la fel cu pedeapsa celui ce întreabă, ca să nu se mai rătăcească de la mine, casa lui Israel, și să nu se mai spurce cu toate fără de legile ei. Atunci vor fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul lor, zice Domnul Dumnezeu. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: Fiul omului, când va păcătui o țară împotriva mea, dedându-se la fără de lege, și îmi voi întinde mâna împotriva ei, dacă îi voi sfărâma toiagul pâinii, dacă îi voi trimite foametea, dacă îi voi nimici cu desăvârșire oamenii și vitele, chiar de ar fi în mijlocul ei acești trei oameni, Noe, Daniel și Iov, ei nu și-ar mântui decât sufletul lor prin neprihănirea lor, zice Domnul Dumnezeu. Dacă aș lăsa ca țara să fie cutreierată de fiare sălbatice care ar lăsa-o fără popor, dacă ar ajunge în pustiu pe unde n-ar mai putea trece nimeni din pricina acestor fiare, și-ar fi în mijlocul ei acești trei oameni, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că n-ar scăpa nici fii, nici fiice, ci numai ei ar scăpa și țara ar ajunge în pustiu. Sau, dacă aș aduce sabie împotriva țării acesteia, dacă aș zice să treacă sabia prin țară, dacă i-aș nimici cu desăvârșire oamenii și vitele, și dacă ar fi în mijlocul ei acești trei oameni, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că n-ar scăpa nici fii, nici fiice, ci numai ei singuri ar scăpa. Sau dacă aș trimite ciuma în țara aceasta, dacă mi-aș vărsa urgia împotriva ei prin molimă, ca să-i nimicesc cu desăvârșire oamenii și vitele, și ar fi în mijlocul ei Noe, Daniel și Iov, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că n-ar scăpa nici fii, nici fiice, ci numai ei și-ar mântui sufletul prin neprihănirea lor. Totuși, așa vorbește Domnul Dumnezeu: Măcar că trimit împotriva Ierusalimului cele patru pedepse grozavele mele, sabia, foametea, fiarele sălbatice și ciuma, ca să nimicesc cu desăvârșire din el oamenii și vitele, tot va fi o rămășiță care va scăpa, care va ieși din el, și anume, fii și fiice. Iată, aceștia vor veni la voi, le veți vedea purtarea și faptele și vă veți mângâia de nenorocirea pe care o aduc asupra Ierusalimului, de tot ce aduc asupra lui. Ei vă vor mângâia când le veți vedea purtarea și faptele și veți cunoaște că nu fără temei fac eu tot ce fac împotriva Ierusalimului, zice Domnul Dumnezeu.